Salutare! Mă numesc Cristian, sunt profesor de teorie la școala Auto. Mai întâi, până începe lecția, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe informații utile. Tema de astăzi este una interesantă și anume depășirea și trecerea în sensuri opuse. Haideți să vă explic de ce tema de astăzi este foarte importantă. Depășirile în sine duc la accidente foarte grave dacă nu sunt executate regulamentar și după normele de siguranță. Ne imaginăm că ne aflăm pe un drum cu câte o bandă de circulație pe sens și vrem să ieșim la depășire, iar din sens opus vine un vehicul. Dacă noi vom ieși la depășire neregulamentar, în așa caz noi riscăm să ne ciocnim frontal cu vehiculul care vine din sens opus. Și acest accident va avea consecințe deosebit de grave. De aceea, pregătiți notițele atât pe foaie cât și în căpușor, deoarece observ foarte des că se execută manevre de depășire foarte periculoase și neregulamentare. Înaintea depășirii, conducătorul de vehicul trebuie să se asigure că niciun conducător din fața lui nu a semnalizat intenția de a depăși sau de a ocoli un obstacol sau de a preselecta banda spre stânga. Niciun conducător din spate nu a semnalizat intenția de a ne depăși pe noi. Poate efectua depășirea fără a pune în pericol siguranța traficului rutier, mai ales atunci când execută manevra de depășire cu ieșirea pe contrasens. Și viteza vehiculului ce urmează a fi depășit permite executarea acestei manevre. Și trebuie să se mai asigure că poate să revină la banda de circulație inițială atunci când a efectuat depășirea cu ieșirea pe contrasens, fără a stânjeni vehiculul depășit. Nu se permite de a frâna brusc imediat după ce am executat depășirea, decât numai în cazuri excepționale. Vehiculele se depășesc numai pe partea stângă. Ca excepție, avem voie să depășim pe partea dreaptă, în intersecțiile cu circulație dirijată, atunci când conducătorul din fața noastră a semnalizat intenția de a vira la stânga sau de a efectua manevra de întoarcere, iar pentru această manevră există spațiu suficient pe partea dreaptă. Tramvaiele se depășesc numai pe partea dreaptă, dacă există spațiu suficient între șina din dreapta și bordura din dreapta. Dacă acest spațiu nu există, în așa caz, tramvaiele vor fi depășite numai pe partea stângă și pe drumurile cu sens unic, la fel, tramvaiele vor fi depășite pe partea stângă. În timpul depășirii, conducătorul trebuie să mențină un interval lateral suficient, în special atunci când viteza de deplasare este mai mică de 50 km/h. Depășirea bicicletelor, bicicletelor electrice, trotinetelor, trotinetelor electrice, ciclomotoarelor, precum și motocicletelor fără ataș, se efectuează trecând cu roțile din stânga peste axa drumului. Dacă viteza de deplasare depășește 50 km/h, în așa caz, cu vehiculul trebuie să trecem peste axa drumului cu cel puțin jumătate din vehicul. Conducătorul de vehicul care a efectuat manevra de depășire este obligat să revină la banda de circulație inițială atunci când rămânerea pe banda a doua creează obstacole conducătorilor de vehicule care vin din spate cu o viteză mai mare și la fel, conducătorul de vehicul este obligat să revină la banda de circulație inițială atunci când a efectuat depășirea cu ieșirea pe contrasens. Suntem scutiți de la această obligație atunci când efectuăm depășirea pe dreapta. Conducătorul de vehicul ce urmează a fi depășit nu are voie să mărească viteza sau să creeze obstacole celor care depășesc. În afara localităților, conducătorii vehiculelor lente, cu masa și sau gabaritul depășite, precum și conducătorii vehiculelor lungi, trebuie să mențină între ei o distanță suficientă ca să aibă loc unde să se strecoare vehicule care vor ieși la depășire. Excepție de la această regulă sunt cazurile în care ei înșiși intenționează să depășească sau circulația se desfășoară lent sau drumul are cel puțin două benzi de circulație pe sens. În cazul în care situația rutieră nu permite depășirea unui vehicul lent, în așa caz, conducătorul vehiculului lent este obligat la prima posibilitate să cedeze trecerea vehiculor care îl urmează. Depășirea este interzisă în intersecțiile cu circulație nedirijată și în imediată apropiere înainte de acestea. Pe trecerile pentru pietoni și în imediată apropiere înainte de acestea. În tuneluri, pe trecerile la nivel cu calea ferată și la o distanță mai mică de 100 de metri înainte de acestea. Imediat după trecerea la nivel cu calea ferată, se permite depășirea dacă nu este impusă vreo restricție sau interdicție în acest sens. Depășirea cu ieșirea pe contrasens se interzice în intersecțiile cu circulație dirijată, pe sectoarele de drum cu câmp vizual limitat și în locurile în care circulația se desfășoară lent și s-a creat un ambuteiaj, adică o coloană întreagă de vehicule. În cazul în care trecerea în sensuri opuse este imposibilă, conducătorul care are obstacol pe partea lui de drum este obligat să cedeze trecerea vehiculor care vin din sens opus. Însă în cazul în care avem sector de drum cu declivitate pronunțată, adică avem instalate indicatoarele de avertizare, pantă cu declivitate mare și rampă cu declivitate mare, în așa caz, indiferent pe care parte de drum se află obstacolul, conducătorul care se deplasează în rampa cu declivitate mare sau cu alte cuvinte, se ridică la deal, el are prioritate în trecere. Aici s-a finalizat lecția noastră, iar pentru cei care simt că au nevoie de ajutor,
Vă așteptăm cu drag la lecțiile de teorie individuală. Pe curând!